Te mulțumim invitaților noștri pentru această seară de priveghere cu martirii bâncoveni, domnului Grigore Leșe, doamnei Irina Murariu, doamnei Lidia Popița Stoicescu, actorilor Tomi Cristin și Serasela Popescu, copiilor de la corul bisericii Recupeții Noi, acestor minunate fete care au încheiat această seară cu balada Sfinților Martiri Bâncoveni. Așa cum spuneam, este greu să priveghem. Eu îmi amintesc că la seriile de priveghere de la Patofezul, uneori privegheam și 7 și 8 ori, este foarte greu să ne așezăm în priveghere, dar consider că în această seară, cei care ați avut răbdarea până la sfârșit, ați primit ceva din binecuvântarea Sfinților Mucenici Bâncoveni. După cum fiecare dintre noi căutăm să ne descoperim, să ne întoarcem acasă și așa cum spunea cineva, drumul spre acasă se pare că este cel mai lung. Sfinții Martiri Bâncoveni, după cum sunt toți Sfinții Martiri acestui neam, sunt fântânile neamului din care izvorăște Evlavia Străbună. Și în fiecare seară de priveghere pe care noi, la care noi ne adunăm, încercăm această curățire a fântânului neamului pentru a ne adăpa cu apa proaspătă, care nu se învechește niciodată și în care putem contempla cerul răstelat și în care putem spune cu psalmistul, cerul este în slava lui Dumnezeu și pacea noi mântuie vestește tăria. Experiența lui Constantin Trâncoveanu este experiența lui Iov, este experiența Mântuitorului Iisus Hristos, acel Elie din Amasa Bactanin, acea părăsire, dar în același timp Sfântul Martir Trâncoveanu, spre deosebire de Iov, îl are pe Mântuitorul Iisus Hristos și de aceea are această tărie de a rosti Doamne, fie voia Ta. Așa cum rostește această paradă a Sfinților Martiri Bâncoveni. Vă mulțumim pentru această priveghere împreună cu noi și Sfinții Mucenici Bâncoveni să mijlocească la Bunul Dumnezeu, pentru ca și noi, prin smerenie, prin răbdare, să intrăm în voia Lui Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului și acum și pururea și vecii vecii de la Amin. Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu saidele de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, așteptă!